Așa, dar deci Djokovic, a? De unde la suflet cum joacă? Uh-huh. Când văd, am luat seama, face cercul ăsta la mijloc, știe, o ia de aici, o ia, știe, are plasament. Uh-huh. Și de când a venit el, i-a s-a mai luat din munca lui Olaru. Da, da, da. Deci Olaru, uite-l pe Neadarie. Alerga, alerga uh-huh. prea mult, el, când acum e... Da de, da de antrenorul Gigi Becali, ce părere ai? Nu știu, părerea mea, eu totuși, chiar dacă majoritatea zice că Gigi face schimbările, da? Eu îl apreciez foarte mult pe acest antrenor cipriot. Uh-huh. Fiindcă are echipa pregătită. El zice așa, o să zic că Gigi să iasă ăla, ăla, da. Ăla. Are soluțiile pregătite. Eu am soluțiile, i-am băgat pe ăștia, poate de multe ori intră mai bine. Ce faci, ce faci, Nadarie, dacă ia Steaua campionatul după atâți ani? După FCSB-ul? Oh, nu pot să... A? Vin la București. A? Da? Vin la București. A? Da. Te îmbraci tot în roșu albastru. M-aș bucura să... Știi că vii cu un lighean, da? Că dacă să plângi, mă auzi, trebuie un lighean, să-ți cumperi un lighean. Zi. M-aș bucura să luăm cu vreo 5-6 etape înainte. Da? Da. Să nu mai bă farme ultimele... Dar trebuie să-ți iei ceva antiplâns, că nu te mai oprești, da, nu-ți roșiori. Da, da. E, sper să mai mă potole spun atunci. Da, că acum a fost emoțiile astea, că a fost și problema asta cu Ghencea. Ghencea, da, da. Că poate dacă era pe Național Arena, nu poate nu plângeam. Dar soția, dar ce zice? Nu vă spun, când am venit de la Roșiori, da? Ăștia 8 care eram cu ei, eram al 9-lea eu, toți glumeau cu mine în mașină, dar ia uite câte ceasul, e 7:30, nu-i vezi la antrenament, n-apuci, intrăm la 9. Deci am o plăcere când merg la meciuri. Au fost meciuri când am intrat pe stadion în primii 50 de spectatori. Crește sufletul când văd cum se umple tribuna. E o plăcere. Eu niciodată nu m-am dus în... Rar mi s-a întâmplat să întârziem pe drum de la Roșior, nițel drum, ca să ajung târziu la un meci. Deci intru de regulă, s-a deschis stadionul la 7:30 sunt pe stadion. Mm-hmm. Am fost cu dumnealor, am fost cu galeria, am fost soția cu... Soția ce zice de nebunia asta cu FCSB? Ce să zic, eu nu mai zice nimic, că e bucuroasă și ea. Când a văzut alaltă seară, când m-a sunat Gigi, uh-huh. era lângă ea și am plecat de lângă ea, că și-a dat seama că plânge. Da? M-am dus vreo 10-15 metri încolo. Nu mai plânge, mai s-a auzat acolo. Nu mai plânge, da. Vezi cu Pit Palacu, ai grijă. Da. A fost și... Nu, că n-am probleme cu inima cu asta. A fost și prea scurt așa. Și bucuria prea mare. Băiatul ăla de v-a scris dumneavoastră, ăla de cât a venit la mine și mi-a zis, vezi că te sună mustață. Și el a făcut 10 pași și m-a sunat. Albu Bogdan. Bine, domnilor, cam asta fuse ca să-i cașar. Mergem și noi acasă. Am ajuns mai rău ca Diaconescu. La 10 am început emisiunea. E 14:52. Am un prieten, mă așteaptă la masă la niște mici și îmi tot scrie, bă, mai vii? Mai înțeles? Corect. Înțelegi? Da, 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 da. Nadarie, mulțumim că ai venit. Și eu vă mulțumesc. Da? Ești, vă mulțumesc. Sincer, acum o să facă zijită. Și sper să luăm campionatul, să mai vin o dată în studio la dumneavoastră. Doamne așa, dar vezi că zic cu oamenii să faci cinste, că ești vedeta, ai văzut ce au zis? Da, ești vedeta acum. Așteaptă acum. Așa. Păi, a, ești vedeta, Nadarie. Am trimis pozele. Da. Mulțumim frumos, Nadarie. Succes mai departe. O poveste emoționantă a suporterului fenomen al Stelei, Nadarie. Gigi, mulțumesc. Felicitări pentru ce faci. Chiar ai creat un fenomen, o stare de spirit și spor. Să avem performanțe, da? Să avem performanțe și o vreau să scoatem capul, nu anul ăsta, că n-avem echipă, și mă refer, n-avem echipă la toate echipele românești, nu la, că nu stelist sau ceva de genul ăsta. Așa, eu scolte. Eu sunt cu Craiova, știu, toată. Știu. Eu sunt cu Adrian Păunescu. Eu atunci plângeam când făcea imnul Adrian Păunescu, când băteam Bordeaux. Plângeam și eu când eram mic și auzeam imnul ăla al Craiovei. Da, da, da. Bine, Păunescu pentru mine un geniu, nu mai contează. Așa mi-a rămas în suflet. Știi cum e? De mic, da, ți-a rămas. Așa? Să vedem Steaua puternică și în cupele europene, că acolo e valoarea. Sunt de acord. Trebuie, mai trebuie jucători. Mai trebuie 2-3 jucători. În primul rând, atacant. Uh-huh. Mai trebuie un atacant. Eu sper să se realizeze și un alt transfer. Dar ce, mai știi un transfer? Mai e pățeavă? Cred că mai e unul pățeavă, da. Mm-hmm. Deocamdată... Și mai am o veste bună, zicea Gigi Becali că o să juca și meciul viitor pe Ghencea. Că are el semnale că se va rezolva și că nu o să joace rugby acolo. Nu văd să pui rugby acolo când tu spui să nu distrugi gazonul. Da. Când se joacă fotbal, da? Și după aia bagi rugby unde se poate distruge, da, gazon. Da. Adică contrazicerea, nu știu cum e. Dar nu mai înțelegi nimic, nu mai înțelegi bine, nimic. Bine, numai răutăți din astea, numai fitile. Bagi rugby
sunt de acord să joace rugby, că iubesc sportul, că și băiatul meu face rugby. Da? Dar în momentul în care vii și spui, domne, dacă strici gazonul, lasă 1 milion de euro garanție. Dar dacă la rugby se strică stadionul, cine îi lasă garanția aia? O lasă cineva? Și atunci despre ce vorbim? Sunt răutățile care sunt împotriva lui Gigi, pentru că dacă Gigi în urmă cu ani, nu spun acum, nu jignea și nu jignea fostele glorii, eu zic că nu se întâmplă. Era pace. Era pace și prietenie peste tot, cum să spun. Deci, dar tu vezi absolut logic să jucați, nu? Că treabă rugby-ul, a? Clar. De ce ai mai pus clauză să nu strici gazonul când gazonul, tu faci rugby-ul? Când tu, la rugby, să rupe gazonul, nu glumă. Da. Acolo se împinge, acolo se fac alunecări de... Uh-huh. Și atunci, cum este? Cu cine aveți? Cu Cu Iașu. Cu Iașu, da. Am înțeles. Atunci vine întrebarea, bă, omule, cum se strică gazonul? De ce i-am pus lui ăsta clauze? Da, de 1 milion. Să le pună clauze și celor asta, da, joacă rugby ce se iau, nu? Da. E, să pună clauze ce se iau. De 1 milion de euro, nu? Dacă se strică gazonul și atunci să chemăm și evaluatorul.